cele alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, împărătesei celei ce te sui de la pământ la cer, cântare cu cucernicie pentru preacinstita ta dormire aducem ție, născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de moarte, ne păzește pe noi ca să-ți cântăm. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Îngerul întâi stătător din cer a fost trimis să spună născătoarei de Dumnezeu mutarea ei la cer, fără de grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu și lumina strălucind înaintea ei stând, a zis așa. Bucură-te, prea veselă, Maica Împăratului, bucură-te, Maica lui Dumnezeu, împărăteasa cerului și a pământului, bucură-te, prea mărită, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer, bucură-te, ceea ce ești prea mărită, prin vestirea aducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu. Bucură-te, cea aleasă de Dumnezeu din toate neamurile, bucură-te, sfântă încăperea cuvântului lui Dumnezeu. Bucură-te, plinirea vestirii profeților, bucură-te, prea cinstită cunună apostolilor. Bucură-te, podoaba și stăpânirea ocârmuitorilor. Iar Petru, cel cu credință fierbinte, cu multe lacrimi a zis către ea așa. Bucură-te, Maica Făcătorului Lumii, care te-ai suit la cer fără de grijă. Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale cerului. Bucură-te că prin suirea ta ai sfințit cele patru stihii. Bucură-te că prin mergerea ta ai veselit cele cerești. Bucură-te, ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim de sus. Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile cele nefăcute de mâini omenești. Bucură-te, împărăteasa cherubimilor și a serafimilor. Bucură-te, stăpâna îngerilor și arhanghelilor. Bucură-te, mângâierea și izbăvirea credincioșilor. Bucură-te, ajutorul și sprijinirea moștenirii tale. Bucură-te, solitoarea către Dumnezeu pentru tot neamul creștinesc. Bucură-te, întru tot bună și dătătoarea tuturor bunătăților. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormirea ta nu ne lași pe noi. Puterea celui de sus a răpit din India pe Toma, care prin oarecare voirea lui Dumnezeu
nu s-a întâmplat la preacinstita adormirea Maicii lui Dumnezeu să fie de față, ci a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Deci pentru Toma, fiind desfăcut mormântul, plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer și, crezând vedeniei sale, celei din călătorie prin văzduh, a cântat Aliluia. A înțeles astfel ucenicul că din economia lui Dumnezeu i-a fost rânduit să nu se întâmple să fie la înmormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalți. Pentru aceea, bucurându-se pentru adormirea ei cea fără de moarte, a zis unele ca bucură-te că ai fost luată de la pământ de fiul tău. Bucură-te că te-ai suit la cele înalte spre a te îndulci de slava lui Hristos. Bucură-te că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngerești, și ai aruncat lui Toma omoforul tău din văzduh ca o adeverire spre mărturie. Bucură-te că ai fost purtată de cherubim la cele